O universitate a realizat un studiu prin care a încercat să determine impactul băuturilor carbogazoase asupra fertilității și organelor sexuale la bărbați. Astfel, rezultatul a dezvăluit cum consumul de Coca-Cola și Pepsi poate duce la mărirea testiculelor și creșterea nivelului de testosteron. Studiul a analizat trei grupe de șoareci, unul care a băut doar apă, altul care a băut diferite niveluri de Coca-Cola, altul făcând același lucru cu Pepsi timp de 15 zile. Au fost testați în prima zi precum și în ziua 5, 7, 10 și 15. Testele pe rozătoare au inclus cântărirea testiculelor și extragerea de sânge. În acest fel s-a descoperit rapid că șoarecii care beau Coca-Cola și 100% Pepsi în comparație cu un amestec de Pepsi și apă au avut o schimbare semnificativă. De exemplu, șoarecii cărora li s-a administrat Coca-Cola pură au avut niveluri mai mari de hormon masculin, comparativ cu grupul care a băut apă. Consumul de Coca-Cola și Pepsi-Cola ar putea duce la dezvoltarea testiculelor și ar putea îmbunătăți secreția de testosteron. Descoperirile noastre oferă bază științifică pentru înțelegerea pe deplin a efectelor băuturilor carbogazoase și a mecanismului lor asupra funcțiilor de dezvoltare și reproducere ale oamenilor și a modului în care acestea beneficiază de prevenirea disfuncției prostatei și a cancerului. Este concluzia studiului. Totuși, acest lucru contrazice studiile anterioare care au indicat că băuturile dulci i-au făcut pe bărbați mai puțin fertili, în loc ca acest lucru să se dezvolte așa cum a sugerat noul studiu. Un sondaj anterior efectuat pe 2500 de bărbați a arătat că cei care au băut un litru de Coca-Cola pe zi au avut cu 30% mai puțină spermă decât cei care nu au băut deloc. Dar unele cercetări au arătat și cum cofeina poate crește nivelul de testosteron. Relatează gândul.ro.